dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen, regele Carol I al României, este prințul care s-a născut la 20 aprilie 1839 la Sigmaringen, fiind fiul lui Carl Anton Hohenzollern-Sigmaringen și a lui Josephine de Baden. El era pe jumătate german și pe jumătate francez. Afiliația regelui Carol I, atât la Casa Imperială franceză, dar și la Ducatul de Hohenzollern, la Casa Imperială germană, asigura o stabilitate politică principatelor române atunci când, în 1866, la propunerea politicienilor români, a acceptat să vină pe tronul României. 10 mai 1866 este data când ajunge în București și în care depune jurământul de credință în Parlamentul României. Carol I spunea, la acea vreme purtând titulatura de principe, principele Carol al României, spunea la acea vreme, odată punând piciorul pe pământ românesc, am devenit român.